O cabană a fost incendiată intenționat în comuna Tresnea, incendiul fiind stins în scurt timp de pompierii care au intervenit la fața locului. Duminică noaptea, detașamentul de pompieri Zalău a fost solicitat să intervină pentru a stinge un incendiu izbucnit la o cabană de lemn din localitatea Tresnea. Potrivit informațiilor primite de la reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj, cauza probabilă a fost folosirea intenționată a unei surse de aprindere pentru a genera incendiul de către o persoană neidentificată. Ars imobilul pe o suprafață de circa 50 de metri pătrați și mai multe bunuri aflate în incintă.